like. Sunt într-adevăr și persoane care sunt stăpânite de anumite duhuri rele. Aceste duhuri reacționează urât în prezența unor sfinte moaște, a unor icoane, deci unde există o încărcătură de sfințenie. Așa se explică manifestările lor. Sigur, pot fi și situații, dar nu cred că a fost cazul aici, în care unele persoane să fie bolnave psihice. Dar, în general, despre asta este vorba, sunt duhuri care se manifestă. Din păcate, omul de astăzi nu mai crede că există aceste duhuri și se știe că cea mai mare viclenie a dracului este să facă să creadă că nu există. Există aceste duhuri, iată, se și manifestă. Eu personal am avut o situație în care la Mănăstirea Silvestrei eram și am trebuit să ajut, nu eram hirotonit pe atunci, ci participam la o mastu și a trebuit să țin o astfel de persoană posedată și am văzut manifestări ale ei diferite de când era normal, de când nu se manifestau aceste duhuri, care nu erau de natură firească. Deci există și astfel de situații, încercăm să le gestionăm așa cum se cuvine, încercăm să ajutăm persoana să se apropie de Sfintele Moaște, în nădejdea că Dumnezeu va vindeca și va alunga aceste duhuri care o influențează.